am câinele și șoarecii azi la mâna mea. O să obțin tot fără nicio problemă. Sigur sunt flămâși și setați. Dacă le fac câinele să sufere, sigur o să-mi dea banii. Ce? Cum n-ai mi de-au scăpat de aici? Că le-am legat bine și am și încuiat aici. Fai de cap. De ce trebuie mai rău să-mi încurce planurile? Dar încă mai am câinile și astea de ajuns. Hai să căutăm orice urmă putem găsi în casă care să ne ducă la Letiția. Fai, fai, nu pot să cred ce ne-a făcut în casă. Înțeleg că ne-a luat aurul și banii, dar ce-au avut să ne spargă televizorul? Iubire, nu mai contează banii pierduți. Important e să o găsim pe Lucy, să o scăpăm din ghearele Letiției. Da, ai dreptate. Mai ales că sărăcuța s-a întors la noi și datorită ei suntem liberi. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să o salvăm. Că o să o găsim. Sună cineva la ușă. Răspund eu. Bună ziua! Bună ziua! Inspector Samir din partea Poliției Municipale. O caut pe doamna Letiția. Îmi pare rău, dar nu locuiește nici o Letiția în acest apartament. Dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt proprietarul. Dacă vreți, vă dau un buletin, un act de proprietate, ceva, dacă nu mă credeți. Nu, nu este nevoie. Stați liniștit. Mă gândesc că n-ați mințit un polițist așa în față. Dar dumneavoastră chiar nu știți ce s-a întâmplat aici? Nu, din păcate am fost plecat din oraș cu soția mea, care este aici. Păi ieri am primit un apel de la serviciul de urgență, de aici din imobil, cum că doamna Letiția ar fi fost agresată de un individ pe nume Moroi. Așa că am intervenit cu echipa noastră și l-am și arestat. Acum este pe arest. Fai de mine, nu cred așa ceva. Să nu-mi ziceți că v-a spart și apartamentul pușcăriașul ăla, că nu m-a ieșit de la pușcărie. Nu, nu nicio problemă. Eu l-am lăsat să vină să locuiască aici, mai ales cum a stat la pușcărie. Am zis că l-ajut, dar nu mă gândeam că o să aibă la fel, același comportament ca înainte. Dar, apropo, la ce secție l-ați închis? Știți cum e? Unii oameni nu se schimbă niciodată, chiar după ce au stat la pușcărie. Deocamdată este pe arest la Poliția Județeană, chiar în centru acolo, dar nu putem să-l închidem, să-l trimitem la pușcărie fără o plângere asupra lui. Am înțeles, domnule polițist, ce să vă zic? O zi bună și mult noroc în căutarea dumneavoastră. Sper să găsiți. Vă mulțumesc, o zi bună să aveți. La revedere. Iubire, e nebunit? De ce minți polițistul? De ce nu i-ai spus despre problema noastră cu Letiția? Poate ne-ar fi putut ajuta. Iubire, calmează-te. Știi ce rău poate să-i facă Letiția cățelului dacă află că am informat poliția? Doar ne-au avertizat. De la pușcăriașul ăla, de ce i-ai luat apărarea? Ai văzut doar că ne-a spart casa, știi ce ne-a făcut? Păi am un plan cum să o recuperăm pe Lucy fără să plătim vreo recompensă și el ne poate ajuta. Nu înțeleg, ce plan ai? Păi fii atentă, o să mă duc să-l caut unde este arestat și o să-i cer să-mi spună unde se află Letiția. Sigur vrea să se răzbune pe ea. Iar dacă asta nu funcționează, o să-l ameninț că o să pun plângere împotriva lui că ne-o spar casa. Și atunci nu are în control dacă nu vrea să se întoarcă la pușcărie. Deci... Wow, bună idee, iubire, la asta nu m-am gândit. Atunci eu o să plec. Tu rămâi acasă, ai mare grijă, nu deschide la nimeni, că ai văzut de ce e în stare Letiția. Iar dacă te contactează, dacă te sună, trage de timp până aflu unde se ascunde, bine? Bine. Ai grijă. Ai grijă și tu, bine? Bine. Măi, măi, cineva a fost un băiat rău. Tu, cum ai scăpat? Și unde e Letiția? Nu mai contează cum am scăpat, contează că sunt aici. Cât despre Letiția, de-aia am venit. Spune-mi unde se ascunde. Ce tupeu ai să vii aici? De ce te-aș ajuta după ce mi-ai luat banii? Oricum, când o să scap, o să mă răzbun. Ascultă-mă bine, nu știu ce ți-a spus Letiția, dar noi n-am luat niciun ban de la tine. Ba mai mult, ea a luat de la noi. Nu știu cu ce te-a mințit Letiția, dar să știi că tu ai fost ăla prostit aici. Păi, nu pot să cred că m-a manipulat ca să se folosească de mine. Și acum, uite-mă aici. Stai liniștit că nu-i nicio plângere împotriva ta. Bine, asta dacă nu o să fac eu, că mi-e spar locuința. În câteva zile o să fii liber, așa că gândește-te bine. Ce? Ce vești minunate ai adus. Nu vreau să mai stau aici. Vreau să ies să mă răzbun pe Letiția. Atunci spune-mi unde e Letiția și o să ai ocazia să te răzbuni. Știi cum se zice, dușmanul dușmanului meu este prietenul meu. Bine, o să zic, la podul unde ați fost voi legați, la subsol, este închis cățelul, acolo îl ține. Este un loc care l-are Letiția, acolo îl ținu mereu. Bine, mersi, ai grijă ce faci. Vezi că Letiția e a mea, răzbunarea o să fie a mea. Tu, blondă, știi cine sunt, da? Ai 30 de minute să vii cu banii, ne-am înțeles? Letiția, îți dau 10.000 de euro peste, dar dă-mi o oră la dispoziție, rog, că trebuie să fac rost de bani. Așa mai merge, ai o oră.
Altfel și povestea, da? N-are rost să mă mai repet. Ok. Bine că a reușit să trag de timp. Sper că o să reușească să găsească ceva. Bine, am venit. Ai venit, iubire. Am aflat unde se ascunde Letiția. Mi-a zis Moroi tot. Tu ai vorbit cu Letiția? Da, mi-a dat ora la dispoziție. Trebuie să ne grăbim. Hai că nu-i departe locația. Ok. Fa, ce face asta de nu mai sună? A trecut aproape o oră. Ce caută ăștia aici? Hai, bătaie, că trebuie să plecăm de aici. Spune asta pe cap să nu vezi drumul, să te mai întorci înapoi. Aici a fost Letiția. Nu mai e? Am văzut-o acum pe geam. Sigur ea era cu cățelul. Hai să mergem, ce stai pe telefon? Hai să aprinde. Stai două secunde, că mi-a dat Moroi o aplicație care dacă m-am apropiat de ea, pot să o localizez unde este. El mi-a dat coordonatele, așa se înțelegeau ei. Și poți să vezi. Uite, e mișcare, dar stai că am văzut o pereche de cizme. Sigur să le bagă pe undeva nebună. Hai că o găsim. Hai că am pe GPS. Nu mai urmăresc idioții ăia. Bine că am ieșit din oraș. Să nu mă găsească. Tu mai trăiești, pătaie? Ce-am obosit? Nu pot să cred că mă urmăresc idioții ăștia încă. Casa lui nenorocitul ăla de Moroi. Sigur el m-a dat în gând. Încă mai are crucea bunicii mele aici. Trebuie să dau foc la casă. Dar nu am timp acum de asta. Să ascund banii ce i-am luat de la idioții ăștia. Măcar cu ăștia să rămân dacă se întâmplă ceva. Ăsta e locul perfect. Nu pot așa. Perfect aici. Perfect. Nu o să găsească bani aici. Hai să mergem pe tare. Vreau să văd cum te neci în nămol. Nu pot trece pe aici. Pui acolo. Hai, iubire! Dă mâna aici, lasă-mă să mă uit. Hai sus. Lasă-mă văd. M-am lovit destul de rău. Da, haide. Trebuie să ajungem. Nu ne putem opri aici. Ia-o în față, ia-o în față, că mă opresc să-mi pun un pic de apă, că mă doare de nu mai pot. Bine.
Letizia, stai! Ha! Ați venit să-ți dai la țanc! Banii! N-avem niciun ban, Letizia! Lasă cățelul, Letizia! Oricum s-a terminat, suntem doi, te vom prinde! N-ai scăpare! Mă așteptam la asta din partea voastră! Sunteți o pierdere de timp! Dar și pentru voi s-a terminat! Ce-i potaie, ți-ai auzit, părinții, ți-ai scos capul, a? Lasă-o jos, ce faci, Letizia! Letizia! Potaia voastră o să se nece în omol și voi o să vă uitați neajutorați! Asta dacă nu intrați după ea, să muriți și voi! Adio, potaie! Aș putea zice că mă bucur de cunoștință, dar nu, niciodată! Alegeți! Să mă prindeți pe mine sau să vă salvați pe toaia! Adios! Pe data viitoare! Nu! Nu! Nu, iubire, stai acolo, că se rupe cu amândoi! Stai acolo! Iubire, cine face să scufundă cușca? Te rog, ai grijă, iubire! Iubire, cine face? Trebuie să intru, iubire, n-avem timp, să duceți cușca la fund! Iubire, nu vreau să mă pierd pe amândoi! Nu ne pierzi, iubire! Vrei să pierzi pe Lucy? Cum trăi cu gândul ăsta că am pierdut cățelul? Trebuie să mă duc, roagă-te pentru mine și pentru cățel. Ai grijă. Bine, iubire, intru, ai grijă. Iubire, ai grijă. Bine, iubire, o să am. Iubire, ai grijă că te-a confuz. Și Lucy. Stai liniștită, iubire, că o să iau pe cărarea apei. Lucy, fetița, nu-ți fie teamă, hai, hai afară, hai să ieșim de aici, hai să te scot de aici. Iubire, mă duc la fund. Ai grijă, iubire! Nu pot să scot piciorul, ia cățelul. Nu mai am forță să mai scop piciorul afară. Stai așa, intre ca tu cu pas, stai! Repede, te rog. Iubire! Prinde-te de asta! Hai! Dă mâna, iubire! Ești bine? Da. Voi sunteți bine? Da. Blabu, că te duci, blabu. Trebuia să o salvăm. Și ea ne-a salvat pe noi. Ne-a scăpat din mâinile Letiției. Bravo. Nu pot să cred că au reușit să salveze potaie, idioții ăia. De data asta au reușit. Dar răzbunarea mea nu se termină aici. Noi. Nu pot, că-s murdar, iubire, uite ce-i pe mine. Dar nu mai contează, iubire. Stai aici. Trebuie să avem și noi acum un moment de liniște. Ți-am zis că reușim cu ajutorul lui Dumnezeu. Da. Bravo, cățelaș. Și mulțumim că ne-ai salvat încă o dată. Iubire, nu m-am uitat. Dacă ți-a plăcut aventura de astăzi, nu uita să lași un like mare cât inima ta generoasă. Apasă butonul de like pentru a ne arăta că te-ai bucurat alături de noi. Și mai mult, lasă-ne un comentariu jos și spune-ne care parte ți-a plăcut cel mai mult sau ce ai vrea să vezi în episoadele următoare. Pentru că comunitatea noastră este mereu deschisă la idei noi și păreri sincere, nu? Care? Și nu te opri aici. Distribui acest videoclip prietenilor, familiei, pisicii, câinelui, papagalului,
oricui. Cu cât strângem mai repede vizualizări, cu atât mai repede vom face episodul următor, nu? Da. Așa că este un fel de magie. Cu fiecare like, comentariu, share, aducem următorul episod mai aproape de tine. Așa că abonează-te și activează clopoțelul pentru a nu rata nicio aventură. Fiecare episod aduce ceva nou și captivant și promite încă nu vrei să pierzi asta și episoadele minunate care o să urmeze. Împreună putem face ca această serie să fie incredibilă. Haide să strângem cât mai multe vizualizări, să facem fiecare episod un eveniment memorabil. Până data viitoare, rămâi cu zâmbetul pe buze și nu uita, aventura e mai frumoasă atunci când e împărtășită. Pa! Pa!